Pentru tanti Elena din satul Cârlomănești, comuna Vernești, fiecare strop de apă e poate mai prețios decât aurul. Strânge apa de ploaie într-un bazin ca să aibă ce da la animale. La cei 70 de ani ai săi, drumul pe care îl face până la fântână pentru apa de băut e prea lung și prea greu. S-a înconvoiat de spate după ce toată viața a cărat apă cu cobilița. Dacă merg acolo pe firul băii sus, acolo iese cam un kilometru jumate. Iar în partea asta unde merg copiii băieții ăștia, cam un kilometru. Așa, venim la o pantă, după aceea coborâm în bale. Și firul băii merge până acolo unde e la plopi. De merge șoseaua în sus pe grădana. Tanti Elena are noroc cu un vecin care îi mai aduce când și când și ei câte un bidon atunci când picioarele nu o mai țin să meargă singură. În localitatea Cârlomănești, traiul zilnic înseamnă în primul rând drumurile către fântână. De dimineață se aduce apă pentru animale și apoi pentru treburile casnice. Greu, doamnă, și pe căldură și iarnă, noroi, zăpadă, nu știu ce, până la urmă nu putem să înaintăm, ne chinuim, nu suntem, da, cu Dumnezeu înainte, noi suntem învățați. Oamenii din localitatea Cârlomănești tânjesc după un trai confortabil și, așa cum s-au priceput, și-au făcut pe lângă casă tot soiul de improvizații care să-i facă să treacă mai ușor peste caniculă. Pentru că este la mare preț, apa de la spălatul vaselor e folosită pentru udatul zarzavaturilor. Foarte greu, foarte greu. Am vacă, am vițelul, nu mă laud, puteți să mergi, am doi porci, am așa, foarte greu m-a descurc. Dacă nu vine... Când vine copiii de la Buzău să mai aducă și mie apă, mă descurc foarte greu. Ne spălăm cu cana, bem apă cu cana, îngrijim animalele cu cana, ce să facem, asta e. Vasele din pe ziala de la vase o punem la flori să avem și noi o floare. Nu așa este, nu min nimica, Doamne perește. Seceta și canicula instalate în ultima lună în întreg județul Buzău le face viața un calvar localnicilor din Cârlomănești. Ei nu se arată însă disperați și spun că nu au încotro și trebuie să aducă apă cu cobilița în fiecare zi, altfel nu pot supraviețui.